Consilierul județean Victor Banța susține că a fost agresată de mai mulți localnici la Turburea, în timp ce filma mai multe mașini în care se aflau cetățenii pe care oamenii ai primarului îi aduceau la urne. Când s-au văzut filmați, șoferii mașinilor au coborât pentru a-i cere socoteală lui Banța. Acesta a sunat la 112 pentru a reclama turismul electoral, dar a fost amendat pentru că a apelat nejustificat numărul unic de urgențe. Contactat telefonic, primarul din Tulburea a negat că ar fi dus oameni la vot. Vreți că mă ultragiez? Păi nu te ultragiez deloc, ai voie să fotografiez? Da. Ce ai? Consilierul județean susține că încerca să surprindă mașinile cu votanți în moment în care a fost luat la întrebări de șoferi. Banța susține că încerca să dovedească cum sunt aduși oameni la vot în satul Poiana. Primarul îi scotea pe oameni și îi dirigea, tu în mașina asta, tu în mașina asta. Să meargă la vot și, mă rog, fiind vorba de 8 mașini cel puțin, este vorba de un fenomen de transport interzis de lege, transport electoral și probabil că și influența alegătorului. Ion Bârcă, primarul localității Turburea, nu recunoaște acuzațiile lui Banța și spune că, din contră, chiar consilierul județean, alături de doi pădurari, ar fi fost cei care ar fi încercat să influențeze votul de astăzi. Domnul Banța e de la ora 6 în Turburea, 6 jumate în Turburea și era pe aceea la vale prin comună, cu pădurarul ăla lui și îndemna la lume. Haideți! Și v-a pus și mașina în fața unui băiat care lucrează la serviciu public, dar ăsta e bolnav, se ducea după niște medicamente. Victor Banța a sunat la 112 pentru a reclama incidentul electoral, dar polițiștii spun că cele sesizate nu se confirmă, iar apelantul a fost acționat contravențional pentru apelarea nejustificată a numărului unic de urgențe.